Mai avem, în primul rând, de mutat partea de găzduire a bolnavilor care fac tratament prin radioterapie. Ei vor fi mutați pe intrarea Doinei, după ce se termină acolo amenajările, și apoi când absolut tot acel perimetru va fi liber, tot acel ansamblu de corpuri de clădire vor fi libere, vom trece până la aplicarea proiectului pe care îl avem deja gata, reabilitarea, rearanjarea interioară a acelor clădiri, anumite demolări în curte, noi construcții și acolo în curte, o scenă mai explicit vorbind, și estimez eu că toate acestea vor lua destul de mult timp, încât în cazul cel mai fericit se vor putea muta acolo și Institutul Cultural Francez și Institutul Cultural German la sfârșitul lui 2020, poate în prima jumătate a lui 2021. Mai repede nu va fi cu putință. Mutarea bolnavilor se va putea produce în prima jumătate a anului următor, 2020.